Polițiștii de frontieră au depistat ascunși într-o auto utilitară 17 migranți care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria pentru a ajunge în țări din vestul Europei. În fapt, la punctul de trecere a frontierei în 2, județul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean român în vârstă de 34 de ani. Bărbatul conducea o auto înmatriculată în România și transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, paleți pe ruta România-Franța. În baza profilului de risc s-a procedat la a unui control amănânțit al mijlocului de transport, în urma căruia polițiștii de frontieră au descoperit în compartimentul destinat transportului de marfă 17 cetățeni străini. În cadrul verificărilor, polițiști au stabilit că sunt cetățeni din Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal și Afganistan cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani, intrați legal în România. Polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șofer și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijlocul de transport, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.